știi cui să te adresezi dacă ai nevoie de un sfat sau de ajutor. Ai viață interesantă și ești optimist sau optimist în privința viitorului. Bună. Acum uitați-vă foarte bine în jur. Unde vă aflați voi și unde se află colegii voastre și țineți minte asta. Cine stă în față, țineți minte, vă rog, că stați în față. Cine stă în urmă, țineți minte că stați în urmă. Cine stă în mijloc, tot cam, uitați-vă, cam în mijloc mai aproape de față, mai aproape de spate. Cu spirit, mai aproape de față, un pic bine la un pic și rău. Da, am văzut că ai făcut ca tare mult short pasuri. Da. În rolul tău, pentru că nu știe nimeni ce... Infectată cu virusul HIV și mi este frică să spun cumva. Noi se spune țigan, deci acest termen nu este corect, am să-l urmăresc mai târziu de ce. Dacă știai ce înseamnă vetnie română, unde rămâneai? Mai în urmă, mai în față? Dacă știi că sunt mai în urmă. Iată eu președintelui unui partid cu popularitate de Moldova. Trebuie să fii pe față. Stai în față. Cam acolo să nu te pune. Я ще фата на кальтаді, я поліці імперцієск і кредінця ісламіка. Ісламіка. Я ще вже є. А норму там фатс? Фатс. Фатс, ти чи брець норму сходи, чи я його... Ну. Я ще є, ну я Рома, ще я італієнта. А хто є? А хто є ческ? Și a fost cam în față. Ești o tânără însărcinată mai înainte de căsătorie. Ce te-ai spus? Înainte de căsătorie. Sunt pe mea și nu am să știu de existență. Și unde ai fost? Mai față la mine. La mine. La mine. La mine. Totuși ai făcut câțiva pași înainte. Da? Cine n-a citit mai departe? Da, cine n-a citit? Da. Da. Da, da. Este faptul că îți adresezi telefoane și tot cel mai mult de casă. Prietena ta nu te accepte pentru că ești infectat cu HIV. Da, trebuie să o să nu prea. Nu prea. Eu nu am vrut cu mine. Eu știu că nu ești Care nu este acceptat în societate, dar eu nu am această cutie în cap. Eu sunt deschis. Eu fac pas ori de câte ori am posibilitatea să fac. Și nu mă la societate. Îmi dă voi societatea sau nu. Pentru că eu fac cu viața mea ceea ce cred eu că trebuie să fac. Stereotipurile sunt, au patru aspecte. Ele sunt întotdeauna mai simple decât realitatea. Și de aceea noi le avem? Pentru că ele se încadrează în două, trei propoziții. N-am mai auzit fată. Tot fată numai decât trebuie să fie gingașă, grijulie, să-i poată să gătească, să-i poată să facă curat. Băiat, băiat numai decât trebuie să fie cu praștea în buzunar, să iubească să se joace cu mașinerele, da? Să alerge, stradă fetele de posință. Deci asta e ceea ce nouă ne vine imediat când noi auzim cuvântul băiat. Însă sunt băieți diferiți. Sunt băieți care nu iubesc praștea. Sunt femei care nu le place să facă mâncare. Și asta este normal. Un termen care se numește stigma, din greacă se traduce ca pecete, ștampilă. Dacă ați învățat istoria grecii antice, cred că știți de acolo că erau niște pecete care se puneau cu fier călit la cop, se puneau sau în frunte, sau pe altă parte a corpului, rodelor, prostituatelor, hoților. Deci această pecete se numea stigma, era venea pentru toată viața și omul când ieșea afară, vedea toți că el este din anumită categorie. Cine a zis că toți bărbații sunt puternici? Cine a văzut bărbați care nu sunt puternici fizic? Și au dreptul, de fapt, să fie. Au dreptul să nu fie puternic fizic. De ce noi le cerem o să fie puternic fizic dacă eu au alte din născare, alte capacități? Stereotipurile sunt foarte stabile. Și chiar dacă noi ne întâlnim cu o persoană care nu coincide acestor stereotipuri, noi mai degrabă credem că asta este exemplu care confirmă stereotipul. Deci, de exemplu, cine a auzit vreodată stereotipul? Toți chinezii sunt mici. De sfatură. Și dacă noi întâlnim un chinez în altă, credem că este deosebit, restul toți sunt mici. De fapt. Stereotipurile
Stereotipurile sunt foarte multe. Și dacă vă uitați în interior, aveți o sumedenie, noi toți avem o sumedenie de stereotipuri în interior. Însă ele nu sunt atât de dăunătoare pentru noi și pentru societate, dacă sunt pozitive. Ei, odată, da, am intrat eu într-o cantină și am văzut o femeie și un bărbat care pregătesc, mi-am închipuit că femeia trebuie să gătească mai bine, am comandat de la dânsa, pe când ea gătește mai prost și am pierdut. Dar asta nu este așa o pierdere mare. Însă atunci când stereotipul este negativ. Persoanele infectate cu HIV, ce este foarte interesant. V-ați învățat despre această infecție? Știți că e transmis? Poate să se transmită HIV prin aer? Nu. Prin salut? Nu. Prin salut? Nu. Nu. Prin strângere de mână? Prin folosirea comună a liceului, a limbii, a faptului. Trebuiește o baie, o cadă, în care primim noi baie. O cadă plină de salivă persoane infectate cu HIV, ca noi de acolo să putem extrage suficient virus care poate să ne infecteze. Și dacă o persoană este infectată cu HIV, noi punem deodată, stai acolo, nu vreau să te dat pe el. Deci știți că sunt infecții mult mai periculoase. Hepatita. Ea se transmite chiar și prin sărut, chiar și prin, dacă bem dintr-un pahar sau mâncăm cu limbă. Tuberculoza. Hepatita, apropo, nu se rechilește. Adică sunt virusuri care rămân cu noi pentru toată viața. Ce ne scurtează viața. Pe când virusul HIV, persoana primește pe parcursul vieții un tratament în fiecare zi și el trăiește. Pentru mine este o enigmă de ce anume acest virus a fost ales și stigmatizat. Și de ce a fost divizat de ceilalți boli. Poate îmi spuneți voi. Pentru mine este chiar o enigmă de ce se întâmplă așa. Este tragic ce citesc eu. 70% din populație consideră că persoanele cu dizabilități ar trebui să învețe în școli separate. Ce ne mai consideră tot așa de aici? Trebuie să idem în școli separate persoanele cu dizabilități. Care Ea nu este doar rasism, ea se numește și antisemitism. Zărea, de bătărie, e chinacamere? La din mereu
реакцию людей и как с нами разговаривала кондукторша со мной. Вот это вот мы, к сожалению, не смогли снять. Если есть вопросы, давайте. Sau dacă aveți întrebări pe trainingul care a trecut, dacă ceva nu e clar, sau comentarii, sau de ceva să băgați. Am vrut de la Da, spuneți. E nu mai frumos. Adică, să fim bun. Așa, pentru că eu nu... Deci, trebuie ca volontior? Da, da. Da, să vă spuneți. Adică informația asta... Спасибо.